Ia să vedem dacă urcă aici, dealul ăsta. Ia uite-l mă că urcă. Mă băieți, mă băieți. Treaba stă în felul următor. Ați văzut cum merge o Mach 12 Miu, ultimă generație. Aici nu intervine loc de alte discuții, fiindcă nu e nevoie. La asemenea utilaj, cu asemenea capacități reale, nu imaginare, care nu o să se compare niciodată cu, eu știu ce, răgălie, eu știu ce morman de fier vechi, după în 70-80, din era comunismului, nu o să se compare niciodată cu așa ceva. Mai e bineînțeles și modelul OMAC 13000 pe benzină, care sunt la fel, aceeași transmisie, aceleași roți, aceleași funcții, numai că diferă motoarele. La fel, filtre cu ulei la ambele, foarte bune filtrele cu ulei. În loc de buretele alea are o sârmă, are un burete de sârmă, deci e foarte curat și impecabil. Se schimbă o dată la o lună, două de zile, imediat se schimbă când se murdărește. Se pune tot ulei de motor, ați văzut ce ulei folosesc, i-am pus și acest deflector, da? După cum vedeți, ne dă toate noxele în jos, ne ajută să nu ne mai intre apa când îl spălăm, să zicem, sau mă rog, și ne mai ajută să nu ne dea gazele în ochi, da? Când mergem pe drum și bate vântul, să zicem, ăsta le împinge mult mai bine în jos, da? Exact în zona asta, după cum ați văzut, le împinge înspre pământ, ceea ce e ok. L-am avut și pe ăsta, dar n-am știut inițial de unde e. Și acum mi-a adus aminte că am văzut la cineva pe internet și mă duseai și îl luai, îl montai foarte ușor. Are prindere cu șurub, cu piuliță, da, după cum vedeți. Șurubelniță. Stă foarte bine la relantiu. Acum vă întreb și eu pe voi, mai are nevoie de acel, cum e, reductor, cum are Veima, spre exemplu, sau alte modele? Eu zic că nu mai are nevoie, ați văzut cât de ușor merge, remorca e destul de grea, greutatea foarte grea, greutate foarte bună, în același timp a urcat dealul ăsta, după cum ați văzut, fără probleme.
altceva, ce mai vreți. Cu a doua merge la fel de bine. Și încă un aspect foarte important, care v-am spus că o să probez, motorină extra. Deci la noi la sat e undeva la 7 lei litru, aia normală, iar la oraș, aia extra, tot la prețul ăsta am găsit-o. Deci nu văd de ce n-aș lua de la oraș. Aceeași cantitate, dar de o calitate net superioară. Deci unde se cunoaște cel mai bine? Motorul se aude mult mai curat, el bineînțeles că începe să se curețe, injectorul funcționează mult mai bine, e motorul mult mai protejat în timp. Altceva, la noxe, se cunoaște că scad treptat noxele, iar în timp o să vedeți că nu o să mai scoată mai deloc, zic eu. Bine, oricum dieselul scoate, dar vă imaginați și voi că o să se curețe și treaba asta destul de bine. Chiar merită din punctul meu de vedere. Evitați, eu știu, înțelegeți voi, alte sunete străine, dar el sună destul de normal, foarte, foarte bine, accesibile ca preț, deja au revenit în stocuri, da, au revenit pe stocuri, le găsiți la 66 de milioane, parcă am văzut eu cel mai ieftin, iar ăla pe benzină undeva la 56 de milioane, vechi, da? După punctul meu de vedere, niște prețuri foarte bune, luând în considerare că au 5 ani garanție și dacă le luați pe site-ul lor OMAC, să face un concurs, am participat și eu, bineînțeles, adică toată lumea participă, cei care au cumpărat de la ei au primit un card dintre ăla, mi-a ajuns și mie acasă și o să se facă o extragere live, să vedem, poate o să câștig. Eu sper că da, acum să vedem, nu știu, depinde cât s-au înscris și depinde ce noroc o să am, dar în fine, oricum l-am pe ăsta și e cam ce trebuie, da, diesel. Dacă aș mai câștiga, tot diesel mi-aș mai lua, tot la fel ca ăsta, cred că o să plec acasă imediat că se pune aralia. Ăsta e norocul meu și primul premiu e de 100 de milioane. Al doilea e de 50 și al treilea de 30, parcă. Sper să mă încadrez și eu măcar la vreun premiu, dar vedem. Cam asta a fost, sănătate, mult respect, îți dau drumul acasă, că nu mai e de stat aici. Sănătate și mai bine.